Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Concursul de proză scurtă de la Biblioteca Radu Rosetti Onești la ediția 25. Maratonul resuscitării. Vernisaj de pictură la Sala Coloanelor din Palatul Ghița Comănești. Ca fiecare toamnă, Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești îi provoacă pe elevii oneșteni să-și afirme talentul și creativitatea, participând la concursul de proză scurtă, ediția a 25-a, organizată special pentru tinerii înzestrați și talentați ai Oneștiului. Nu rămâneți în umbră, dacă vă place să născociți povești, trimiteți-ne lucrările voastre și noi le vom răsplăti pe cele mai meritoase. Găsiți detalii despre condițiile de participare, termene și jurizare în regulament. Așteptăm cu interes participarea voastră și vă urăm mult succes! Este mesajul transmis de conducerea Bibliotecii Oneștene. Zilele trecute, deputatul PNL de Bacău, Cătălina Ciofu, a anunțat o veste extraordinar de bună pentru cadrele didactice. Este vorba de aviz favorabil acordat de grupul parlamentar PNL în Comisia pentru Învățământ de la Camera Deputaților pentru proiectul de lege privind salarizarea personalului din Sistemul Național de Învățământ de Stat. Începând cu salariile aferente lunii octombrie 2023, prin derogare de la dispozițiile din legea cadru numărul 153/2017, salariile de bază aflate în plată pentru personalul care ocupă funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar se majorează cu 1.500 de lei fiecare. Această măsură remediază discrepanțele care apăreau între grila de salarizare a persoanelor care ocupă funcții de conducere, respectiv director, director adjunct și personalul didactic care beneficiază de sporurile specifice, grad dirigenție fiind semnalate numeroase cazuri de directori care au demisionat din funcțiile ocupate în favoarea funcțiilor didactice, transmite băcăuanca Cătălina Ciofu, deputat PNL de Bacău. Maratonul resuscitării. Prima ediție a maratonului resuscitării a luat sfârșit. În cadrul evenimentului, organizatorii s-au axat pe una din cele mai critice situații de urgență, este vorba de stopul cardiorespirator. Din nefericire, într-un astfel de caz, fiecare minut care trece fără manevră de resuscitare reduce șansele de supraviețuire ale victimei. Fiind martor ale unei astfel de situații, reacția dumneavoastră face diferența. În concluzie, cunoașterea manevrelor de prim ajutor este esențială pentru a putea acționa într-un mod responsabil și eficient în caz de urgență. Peste 50 de profesioniști din domeniul medical, medici, asistenți, paramedici, studenți la medicină și voluntari au fost prezenți pentru a-i ghida pe cei interesați în procesul de învățare. Peste 2000 de participanți au fost pe la punctele de instruire amenajate în cele 3 centre comerciale mari din Bacău. Astfel, sub coordonarea formatorilor, aceștia au exersat recunoașterea stopului cardiorespirator și modul corect în care ar trebui să acționeze. Organizatorii au transmis calde mulțumiri participanților pentru interesul manifestat de problematica prezentată în cadrul evenimentului. De altfel, au mulțumit și celor care s-au implicat. Este vorba de Spitalul Județean de Urgență Bacău, Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, Crucea Roșie Bacău, dar și școlilor sanitare din județul Bacău. Vineri 13 octombrie, la grădinița Ghiocelul din Moinești, ministrul băcăuan al mediului Mircea Fechet a lansat ghidul pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice din România, în prezența subprefectului Narcis Jitaru, a primarului municipiului Moinești Valentin Vieru, dar și a viceprimarului Bogdan Legănuș. Vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației la această conferință de presă, la fel cum îi mulțumesc domnului primar Valentin Vieru, domnului subprefect Jitaru, doamnelor inspector general adjunct Ida Vlad și Lavinia Miseilă, pentru că sunt astăzi alături de noi într-un moment foarte important. Lansăm ghidul pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice din România și am ales să fac acest lucru nu la București, nu la Bacău, ci în municipiul Moinești, din mai multe motive, unul dintre ele fiind acela că aici avem foarte multe exemple
de bună practică în ceea ce privește eficientizarea energetică a școlilor și a grădinițelor și avem multe exemple de bună practică în general în atragerea fondurilor europene. Din acest motiv l-am rugat pe domnul primar Vieru să ne asigure toată infrastructura necesară pentru a comunica aceste lucruri importante. Aș vrea să vă dau câteva detalii din ghidul de finanțare. În maxim 60 de zile de la data trimiterii ghidului către monitorul oficial, și astăzi am dispus trimiterea la monitor, se vor putea încărca proiecte de finanțare. Vom avea un buget de 451 de milioane de lei și o supracontractare de 200%. Asta înseamnă că vom putea primi proiecte de aproape 1 miliard de lei pentru a le finanța și mă refer aici în principal la proiecte de eficientizare energetică. Scopul programului este acela ca la sfârșitul lunii școlile și grădinițele și nu numai să aibă facturi mai mici la energie. Înainte de toate, ne propunem o reducere de cel puțin 35% a acestor facturi, la fel cum asta înseamnă și mai puțină poluare, mai puțini combustibili fosili folosiți pentru încălzire și până la urmă un aer mai curos, mai curat pentru fiecare dintre noi. Așadar, vom finanța izolația termică a clădirilor, vom finanța schimbarea termopanelor, vom finanța surse regenerabile pentru încălzire și pentru producerea curentului electric, vom finanța becuri moderne, senzori de mișcare, sisteme de ventilație și de climă. Ceea ce este însă foarte important și reprezintă particularitatea acestui program este că nu doar școlile și grădinițele vor putea participa. Practic, orice clădire publică, că discutăm despre dispensare, dacă discutăm despre spitale, săli de sport și orice clădire publică ar putea să fie finanțată pe acest program. Însă vorbesc în primul rând de școli, pentru că școlile au cel mai mare consum de energie. Statistic vorbind, fiecare școală din România consumă 354 de kW pe fiecare metru pătrat de școală pe an, față de 200-250 cât consumă alte tipuri de clădiri publice, iar asta se datorează probabil și datorită și faptului că mai mult de un sfert din cele 7.000 de școli și de grădinițe din România încă se încălzesc cu sobe și cu lemn de foc, ceea ce ne propunem să schimbăm prin acest program. Așadar, valoarea finanțării este de 6 milioane de lei pentru comunele mai mici de 5.000 de locuitori, 12 milioane de lei pentru comunele mai mari, avem 20 de milioane pentru municipiile de rang 2, 28 de milioane pentru municipiile de rangul 1 și pentru consiliile județene. Este foarte important că finanțarea e în proporție de 100%, cu alte cuvinte, primăriile nu trebuie să aloce niciun ban din bugetul propriu. Aș mai adăuga faptul că dacă o primărie dorește să investească și într-o școală, și într-o grădiniță, și în dispensar, acest lucru se poate face câtă vreme valoarea cumulată a acestor proiecte nu depășește suma pe care am menționat-o mai devreme. Finanțarea trebuie să se desfășoare pe parcursul la 24 de luni, cu alte cuvinte, de la data semnării contractului, lucrările trebuie să se termine în 2 ani de zile. Dacă vă întrebați de ce finanțăm aceste lucrări, așa cum am spus mai devreme, vom reduce factura la energie electrică, la energie termică și la utilități, indiferent de sursa de încălzire. Vom avea un mediu mai sănătos, vom avea un mediu mai eficient pentru copii, pentru că studiile spun că un copil care învață
în condiții optime de temperatură, de umiditate și are un anumit confort, este mai eficient la școală, se concentrează mai bine și asimilează mai bine informația. De asemenea, să știți că fiecare leu cheltuit în eficientizarea energetică a clădirilor publice aduce 3 lei la sfârșitul investițiilor la bugetul de stat, iar dacă ne referim la costuri cu sănătatea și la alte costuri adiționale, cum ar fi cele legate de eficiența elevilor sau eficiența angajaților când discutăm, deja acești bani se pot multiplica. Vă mulțumesc încă o dată, domnule primar, pentru invitația la grădinița Ghiocel, care, vă spun drept, m-aș bucura să avem și în municipiul Bacău astfel de grădinițe. Am vizitat-o mai devreme și condițiile în care copiii își desfășoară activitatea sunt comparabile cu cele mai bune, probabil, grădinițe din România, nu doar din județul Bacău. Acesta este motivul pentru care doresc să-l felicit încă o dată pe domnul primar Valentin Vieru. Artistul plastic Mihai Nechita Burculeț revine pe simezele din sala coloanelor de la Palatul Ghica din Comănești, într-o companie selectă formată în special din cadre didactice de pe toată Valea Trotușului, alături de Ion Câdă, primarul comunei Măgirești, dar și de Cristian Aurelian Ciubotaru, primarul orașului Târgu Ohna. Localitatea care l-a adoptat pe artistul plastic născut la Iași a avut loc vernisajul expoziției Cu și despre toamnă. Arăsaciul stă pe hatul de la Bucovina, din dincolo, de Ucraina, de Moldova, dincolo. Primarul Prutului. Și se uitau dincolo, dincolo de gârla, așa. Vorbeau de acolo Ilie era un prieten, așa. Frați români! Da, băi români, că acolo strigau. Taci, încet, că erau grăcerușuri pe acolo. Stai, ești numai. Da, vorbeam de, în general, de cultura mea de asta. Nu prea, deja se vorbește de cultura asta mea și pictura și poezia de acolo. Vorbim de la Corintica, din capitelul Corintic, de acolo. Tot stau de sub Corinticul de acolo. Doric, Iponic și Corintic. Da? Uităm că au fost 3000 de ani de acolo. Mai mult de acolo. Da. Vreau să vă spun că eu sunt din zona aceasta, din Iașului, unde au fost Tonița, Baba, mai încoace, Craiul și de aici sunt tot din zona aceasta. Și seamănă cumva din pictura mea, da, de la Tonița, Ștefan Dumitrescu și de acolo, tot înainte. Dar nu numai, am și prieteni în București, sunt colegi de acolo. Dar pictura mea e așa cam cum se vede, o pictură clasică. Clasică, adică are foarte mult realism din ea și puțin suprarealism. Și domnilor care m-au invitat, povestea mea începe de la domnul primar Câdă, când m-a invitat la o astfel de expoziție la Măgirești și vă mulțumesc tare mult. Eram foarte ocupată, țin minte, în acea zi, dar cum ai mei știu de acasă, ajung în ultimul moment, mă schimb și vin și vă mulțumesc tare mult că ați insistat atunci, ne-am venit, pentru că mi-am dorit în acel moment să avem și noi în Comănești o astfel de expoziție. Pe mine m-a fascinat. Soțul meu este arhitect și a rămas uimit de aceste tablouri. Exprimă
așa cum spuneau și domnul critic de artă, care când vorbește cu o asemenea persoană, nu se mai găsești cuvintele. Eu nu mi-am pregătit un speech în această seară. Am venit doar din nou să văd aceste frumuseți. Vreau să vă spun că mi-am cumpărat și un tablou atunci și la admir de fiecare dată. Expoziția este cu vânzare, dacă nu știați. De multe ori zic, ne uităm pe internet și găsim tot felul de chiciuri la 300-400 de euro și le cumpărăm și le aruncăm undeva într-un garaj că nu ne mai plac. Dar o astfel de lucrare este extraordinară și cu siguranță din atelierul domnului, pentru că am fost și am săpat după acea invitație și am fost acasă la familia Buniculeț și am văzut atâta pasiune. Iar în acel atelier vreau să vă spun că domnul face și ramele, care sunt foarte valoroase. Ele au o anumită, să zicem așa, o anumită formă și sunt dintr-un material foarte, foarte scump, nu? Nu am termeni artistici, dar vreau să vă spun că am văzut cum se fac aceste tablouri. Cunosc materialele și, într-adevăr, au o valoare, pot să spun, inestimabilă. Eu vă mulțumesc tare mult pentru această seară, pentru că ați fost de acord să veniți la Comănești, pentru că noi v-am invitat cu dumneavoastră în final și publicului care a fost astăzi aici, în special domnul primar care au venit din zonă. Domnul primar Viorel Miron, știu că avea o urgență foarte mare în dimineața aceasta când am vorbit la telefon și își cere scuze că nu poate să fie în această seară aici. Mulțumesc încă o dată! De 28 de ani în fiecare toamnă, Bacăul se distinge pe harta culturală a României cu un proiect de înaltă ținută academică. O veritabilă marcă înregistrată a Centrului de Cultură George Apostu din Bacău, Simpozionul Național de Estetică, a propus publicului iubitor de frumos timp de 2 zile o serie de evenimente culturale de nerefuzat menite să ne acopere inimile cu infinită emoție de toamnă. O acțiune culturală excepțională prefațată cu emoție și nerăbdare. Pentru că discutăm despre deschiderea Simpozionului Național de Estetică, ediția 28-a, nici nu știu când au trecut cele 27 de ediții de am ajuns la această ediție, este pentru mine o onoare și în același timp o bucurie mare să-i mulțumesc pe de-o parte lui Laurențiu pentru modul în care a știut să creeze acest moment aici la Centrul Apostu. Și nu în ultimul rând să le mulțumesc tuturor celor care participă în acest an, atât cât este ele an, că nu mai știu dacă anul ăsta e an, sau dacă anul ăsta e zi, sau o fi săptămână, sau o fi o clipă, a și trecut. Și în același timp să vă invit să fiți parte a programului nostru. Cea de-a 28-a ediție a Simpozionului Național de Estetică a debutat cu o expoziție de sculptură cu îngerii, unde invitații centrului au luat parte la vernisarea expoziției semnate Laurențiu Mogoșanu. Aduce în atenție, iată, tema aceasta a îngerilor, dar o tratează altfel. Spuneam că așteptările mele au fost oarecum contrazise de realitate. De ce? M-aș fi așteptat să văd peste tot aripi desfășurate. E un leitmotiv în expozițiile despre îngeri. Aripi în toate azimuturile. Ori aici o să vedeți că niciuna din lucrări nu are reprezentarea clasică sau standard a aripilor. Legat de această expoziție am încercat să, și sper că am reușit, se pare că am reușit să arăt această împreună lucrare a îngerilor ca ființe spirituale create de Dumnezeu și sfinții care au trăit pe pământ și care se mai numesc și îngeri în trup. Au avut o viață îmbunătățită, au trăit într-un mod plăcut lui Dumnezeu și atunci Sfinții Părinții așa i-au denumit sau supranumit îngeri în trup.
Simpozionul Național de Estetică a continuat cu Conferința Națională de Estetică, Teatrul nostru cel de toate zilele, recital trio Serenei Romantice și spectacolul cărții Fizionomii urbane și structuri etnosociale din Moldova, autor Alin Sebastian Popa. Este foarte greu să scrii o carte de istorie. Îți trebuie în spate... Eu am 5 ani din viața mea, sunt investiți în această carte. Am 17 fonduri de arhive, 22 de colecții de documente publicate, 15 colecții de ziare, sute de cărți generale și zeci de articole. Am încercat în acești ani, nu aș fi publicat-o dacă nu aș fi, da, sigur, cărțile de istorie nu. Cine crede că o carte de istorie spune adevărul, ăla mare, ăla general, se înșeală. O carte de istorie este un punct de vedere. Aici e adevărul meu. Numai că eu, pentru prima dată în istoria acestei comunități de 16 ani, din punctul meu de vedere de 615 ani cât are Bacăul, nimeni nu a scris o istorie adevărată a Bacăului. Nimeni nu a avut o cuprindere, o încercare, un efort intelectual de a înțelege când se naște acest oraș. Nimeni nu, scriind istoria unui oraș, nimeni nu s-a întrebat până acum, de fapt, ce este un oraș. Mă bucur că eu nu l-am cunoscut pe domnul Secălariu, nu știu ce a făcut, dar faptul că este finanțată de o fundație care poartă numele unui primar, mi se pare un lucru demn de toată isprava. Ceea ce a făcut pentru promovarea imaginii și atât pentru orașul Bacău cât și pentru Ținutul Bacău, pe mine mă face ca pe viitor să putem să-i ajutăm pe toți cei care au această menire și spun sincer că sunt foarte emoționat și impresionat de atitudinea pe care o are autorul vis-a-vis și dragostea pe care o are vis-a-vis de meleagurile băcăoane și vis-a-vis de băcăoane. Este vorba de istoria Bacăului. Bacău încotro. Istoria o scriem noi și rămâne după noi. Asta și aș dori în această viață să rămân și eu undeva, familia mea să rămână undeva în, scris într-o colț de pagină acolo că a făcut ceva pentru Bacău și pentru băcăoani. Pentru anul 2023, programul cultural al Centrului de Cultură George Apostu s-a desfășurat sub egida Tradiție și Credință, Trepte ale Desăvârșirii. Simpozionul Național de Estetică este un eveniment ce se remarcă prin unicitate în plan național și european. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 21 octombrie, vremea se mai încălzește. Maxima zilei ajunge până la valori de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 13 grade Celsius. Duminică, 22 octombrie, vremea continuă tendința de încălzire, iar pe timpul zilei vom înregistra o maximă de 27 de grade Celsius, în timp ce noaptea minima scade până la 13 grade Celsius. Luni 23 octombrie, vremea continuă să se mențină caldă. Maxima zilei va ajunge până la valor de 22 de grade Celsius, cerul va fi parțial noros, iar minima pe timpul nopții scade până la 7 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.